Dar stai atent. Gândește-te bine. Eu îmi doresc copilul ăsta, nu-mi strică, nu mă încurcă. Și mă gândeam că dacă fac un copil cu matale, o să iasă mai deștept ca Babi, mai norocos ca Babi, adică mai bun ca Babi. Asta e clar. Și dacă eu mi-l doresc și tu ți-l dorești... Atunci să-l facem. Da, și dacă flacăra o zice ceva, îi spune că l-am... O să facem bună. Da. Și pe urmă covinând. Da. Oferta ta este foarte bună. Da? De. O să mă gândesc la ea. Ce dracu! Ați umplut curtea de ouă, v-ați lăsat ouăle de aur pe afară? Ia uite, să le adun eu după voi? Dar ce făceați voi aceea? Nu că nu, pardon, nu pe tine, am vrut să te iau la socoteală. Cu fata asta întreabă, pot să-i pun o întrebare, da? Pot. Fă... Dracu că mă uita și expresiile de frică, mi-a înghețat creierii. Tu ce dracu cauți aceea cu omul meu? O să răspund eu? O să răspund eu. Explica lui fata asta, tocmai metafora pentru care am făcut eu cuibul ăsta. Nu l-am făcut ca metaforă să-mi aducă un copil mie, ci am făcut ca metaforă de noroc pe casa asta, când o cădea barza pe ea. E foarte simplu, nu știu ce dracu n-ai înțeles. Păi tu ai înțeles ceva? Da. Și eu de ce n-am înțeles? Pentru că ești bătrână. Mai bine că ai plecat singură, că nu poți să te bată în înghețat. Olo, ai dracu și ăștia cu încălzirea lor globată, că e un frig afară. Am încercat să inventez ceva, dar nu pot. Trebuie să spun adevărul. Foarte bine. Foarte bine. Îți dai seama că nu plecai din casa asta până mă nu... mă lămurea mea dacă spui adevărul. M-am gândit să scriu o carte despre viața prietenului meu. Despre acest caz care i-a adus moarte. M-am documentat, am căutat pe internet, am găsit poza fetiței dispărute și într-o zi mă aflam în România. Eu mai vin din când în când, îmi place să vizitez locurile astea. Mă simt legat de el. Am văzut la televizor o știre cum că fata dumneavoastră ar fi dispărut dintr-o șatră. Și brusc, în momentul acela, mi s-a părut că trăsăturile fetei seamănă cu cele ale fetiței dispărute. Am găsit șatra, am găsit fata, și am fost convins că ea e. De asta am și încercat să o conving să facă testul ADN. Bun, gata, am înțeles. Mersi. Mersi, am înțeles. Am înțeles. M-am lămurit cam ce vrei. M-am lămurit. Numai că... Mă, băiete, tu bați câmpirul de tot. Ești pe căi greșite, domnul Sven Hulk. Uite că ți-am reținut și numele de nervi. Mi-ai răspuns la întrebări, mă rog, cum mi-ai răspuns? Dacă să te convingi că asta e fata mea. Fata mea. Nu că acum m-am enervat rău de tot. Mai stai în România? Și mai stă. Da,
Bine, dar nu acum, că s-a făcut târziu. Când vrei, în ce zi vrei, te aștept. Luăm fata, mergem la un spital și facem un test ADN. De acord? Da. Bei ceva? Mănânci ceva? Nu, mulțumesc. Aș cam pleca. Bun, atunci la revedere. Mergi sănătos, eu te aștept când vrei, când vrei. Te aștept să... Și, aoleu, te rog eu. Nu mai mânca pateu ăsta, l-ai dat pe jos, e plin de microbi, dai și la alții și nu e... A, ești cu mașina? Nu. Stai că te duce băiatul meu. A. Da, 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 da. Aștept afară că îl trimit imediat. Vă mulțumesc. Cosmin? Da. Mai ține-l pe ăsta puțin afară. Zic că ai pană. Până mă gândesc eu dacă îl las să plece sau nu. Și pe urmă te întorci. Să spun ce am hotărât. Bine. Hai, fă, ce faci, mă împuști? Nu, mă, dar ți-am adus cârnațul. Haide, ia-l. Mai bine dă-i lui la micul să mănânce. Nu mănâncă, mă, ăla cârnaț. A, mănâncă și se face mare mânca la tata de băiat frumos, ce? Bă, tu ești Johnny, bă, că i-ai zis mânca la tata. Zambilă era un fel de... Johnny! Hai mă, zi mie că ești Johnny și nu mai zic la nimeni, rămâne secretul nostru. Haide, haide. Ești Johnny, nu-i așa? Noi putem să facem alte chestii despre care să nu ducem la ei. Eu sunt de acord. Da? Mhm. Dar ce? Să stai să... Să ce? Să... Am bine. Mamă, stai! Frate, te-și durează infernal de mult. Așa-i. Eu nu înțeleg de ce o țin atâta. Păi, deci... Mamă, Linda-i... Sănătoasă, ce ai? Adică mai mult de o cădere de calciu, ce poate să aibă? Doamne, să ai dreptate. Nu, nu, pe de altă parte, nu cred că ar ține atâta pentru o cădere de calciu. Uite, medicul. Cine? Bună seara. Bună seara. Noi suntem cu Linda Popovici. Dacă puteți să ne spuneți care-i starea ei? Aș dori să vorbesc cu părinții ei. Eu sunt sora ei. E grav? Și da și nu. Sora ta e anorexică. Poftim? Nu ați știut până acum. Nu. De așa? De asta e și grav. Te-a fost de asta rebecul să-ți fie. Mamă, dar cât e pe tine? Da, hai de la altul! Fă, de ce faceți voi acelișe? Păi nu mai făceam nimic acum că ai venit tu. Bine, dracu. Și mai speria, mă, băiatule, bă! Haide, mă, că ți-a trecut prostiile din cap, mă. Mă, bravo, mă. Zambiro, spune-i tu la asta. Să se ducă să vadă ce face Giuvoirul la mic. Ha? Zifă. Păi te-ai auzit. Păi cum dacă am zis în șoaptă? Lasă-mă că mă duc să văd ce face Giuvoirul mic. Chiar unde e Giuvoirul mic? E pe la Argentina, pe la Izaura, nu știu, e pisat. Că mă duc eu să-l țin acolo, că i-am adus o ciocolată. Euro, dar ce cu calul ăsta, cinișă? Pe l-a adus Gianni pentru Giuvairașul. E, vezi, i-a venit mințile la cap. Alea, uleu,
Dar eu nu pot să-l scot, îl aduc și aduc copilul mai târziu. Hai! Chie naiva. Haide! Ce faci? Mi-a zis să te omor. Nu te cred. Bă, te-și dubitoc. Tu știi cu cine te pui? Da. Cu un țigan nenorocit. Un escroc internațional care a răpit-o pe fata asta și a fost frica să înceapă negocierile pentru ea ca să nu ia poliția gâtul. Așa că ai încercat tu să negociezi cu el? I-a fost frica să înceapă negocierile cu ea atunci când a răpit-o. La asta m-am referit. Dar chiar așa? Cum ai văzut tu pe Regina la poveștile adevărate că tu erai în Cehia? Ne așteptai pe noi la Praga. Pe ProTV Internațional. Uite ce e. Vreau să părăsești cât mai repede șatra asta. Pentru că habar nu ai în ce te-ai băgat. Îți mulțumesc pentru sfaturi. Dar aș prefera să mă ajuți cu Regina. Ești mai mult în preajma ei. Vrei să-ți ghicezi viitorul? Că tot ne aflăm într-o șatră de țigani. Te văd undeva, zăcând frumos pe fundul unui lac, fără ca nimeni, dar absolut nimeni, să aibă habar unde ești. Asta e varianta ta. A mea e altă. O să o duc pe Regina acolo unde e locul. Vrea să plece, ce fac? Îi dau drumul că nu am zis. Nu, duci tu cu mașina, dar mai ai o temă. Îl urmărești o zi, două, trei, nouă, cât o fi nevoie și vezi dacă e singur. Dacă se întâlnește cu cineva... Înțeles. Dacă e singur, e bine. Dacă care-i treaba cu el? Asta că-ți spun eu care-i treaba, dacă o fi cazul. Păi, Cosmin! Da, zi repede că să nu pierd. Nu, în seara asta... Fă ceva și invită-te la el. Bezi ceva, dacă nu-i place să bea, zic că îți plac bărbații, îți plac femeile, că scrii și tu. Pune mâna pe telefon și copiei toată agenda. Da? Toată. Înțeles. Iertați-mă, domn doctor, dar din câte știu eu, anorexia apare la persoanele care au grijă exagerată de silueta lor. Nu sunt fotomodelele, nu? O persoană anorexică este o persoană care are o imagine distorsionată față de corpul lor. Se crede foarte grasă. Da, Linda se crede grasă? Nu v-a spus? Nu. De fapt, mie mi-a spus. Măi, adică, Linda mănâncă, da? Da, Linda, am auzit-o. Linda mănâncă. Mănâncă rar și doar de față cu alții, pentru a ascunde această problemă. După aceea caută metode... prin care se elimine ceea ce a consumat. Problema pare ușoară, dar este gravă. Pot apărea complicații. Și ce e cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla? Pot să mor. Asta da, din cauza că organismul nu mai primește ce are nevoie și ajunge în diverse insuficiențe, renală, hepatică, cardiacă.
și inima bate din ce în ce mai încet, problema trebuie tratată serios. Mai prostii mai învățat, nene Cristofor. Mai prostii. Ai dus la școală învățat de ocupă dracu în patru și am ajuns chirurg. Unul bun, dar la ce bun? Am succes, dar mă simt gol pe dinăuntru. Nimic din ce fac nu e adevărat. Cum ai ajuns la concluzia asta? Pe ce viață duc eu, nene Cristofor? Și dacă rămâneai în șatră, ce viață duceai? Eram liber. Te-am dezamăgit? Nu. Pentru că știu că supărarea ta vine din altă parte. Din cu tot o altă parte. De ce ai făcut asta? Am trecut și eu odată prin chestia asta. Și mi s-a luat sticla. Și mi-am cumpărat trei. Hai că e bine. Îmi place. Bravo. Ordonata. Știi că de când ne-am mutat aici, eu n-am intrat la tine în cameră? E bine. Dar tu pe unde umbli, mă? Păi a fost la Armand. De ce? Nu m-ai trimis tu acolo cât stai de vorbă cu ăla? Eu? A, da. Ia, am uitat. Asta vreau să spun. Regina, foarte bine ai făcut, cum ai anunțat. Am pus mâna pe idiotul ăsta. Că cine știe ce dracu e așa, dacă pune botul la vrăjeala lui. Păi și ce ai făcut? Ce trebuie să-i fac? Păi, nu știu, să-l pe Armand, să-l bată, să-i bage mințile în cap, să-i rupă o mână, un picior. Nu, no, tată. Am avut o discuție cu el. Și crede-mă, în viața lui nu se mai racoleze nicio fată. Vă tâmpita, drap! Bună seara. Suntem mai mulți. Doriți ceva? Vreau să o rog pe Regina să-mi facă și mie un ceai. Da, vreți să vi-l aduc eu? Nu, lasă că-mi fac singur. Măr? O fructă? Ceva? Hai. Nani? Sunt bună? Ai speriat destul, a? Așa, una. Și cu medalionul ăla ce era? Nu mai înțeleg nimic, nu mai înțeleg nimic. Aoleu, dași dracu din gură că tot o servitoare nu e spală dracu pozele și pare. Thank you.